Polițiștii locali au verificat de la începutul anului și până în prezent un număr de 813 asociații de locatari și proprietari din municipiul Ploiești. În cadrul acțiunilor, controlele au vizat completarea la zi a cărții de imobil și afișarea la parterul scărilor de bloc a tabelelor cu persoanele care locuiesc în fiecare apartament. La aproximativ 350 de asociații de locatari și proprietari s-au constatat nereguli, precum neactualizarea cărților de imobil, neconcordanțe privind situația locativă și numărul persoanelor înregistrate sau în anumite cazuri lipsa cărților de imobil. Au fost și situații când polițiștii locali au sesizat absența avizierelor de la parterul blocurilor și a documentelor de informare a locatarilor. În toate aceste cazuri au fost acordate termene de cel mult 30 de zile pentru remedierea problemelor existente, timp în care administratorii de bloc au îndreptat deficiențele aduse la cunoștință.